Secretarul de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa și mâine, 30 iunie, la conferința internațională Holocaust Era Assets, organizată de președinția cefă a Uniunii Europene la Praga. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, din delegația română mai fac parte deputatul Aurel Weiner, președintele Federației Comunităților Evreiești din România și Daniel Angel, directorul Direcției pentru Coordonarea Secretariatelor Tehnice ale Comisiei Speciale de Retrocedare din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Conferința este consacrată problematicii despăgubirii victimelor nazismului, procesului de restituire a proprietăților, obiectelor și proprietăților culturale și sacre confiscate evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, aspectelor legate de educația în domeniul Holocaustului, precum și problematicii asistenței sociale pentru supraviețuitori. Conferința se va desfășura în formatul unor sesiuni de plen și a 5 grupuri de lucru, 4 grupuri de lucru având ca tematici comemorarea Holocaustului, restituirea proprietăților, situația bunurilor de artă, situația proprietăților culturale și religioase evreiești, precum și o nouă sesiune specială consacrată problematicii asistenței sociale pentru supraviețuitori.